tot timpul o resursă pentru clasa a doua. Ce înseamnă tot timpul? Înseamnă fiecare minut, oră, zi și așa mai departe. Și îți poți imagina că timpul seamănă cu un tort, unde contează foarte mult cum și când îl consumi. Dacă te gândești la programul tău zilnic dintr-o zi de școală, știi că timpul tău este împărțit între cel de școală, de acasă sau de joacă. Cel de școală este pentru mulți elevi de la 8 la 12, iar fiecare oră de curs poate fi privită ca o felie diferită din acest tort al timpului tău. Astfel încât, la școală, nu faci tot timpul același lucru. Cum ar fi să ai în fiecare zi aceeași materie? Cred că te-ai plictisi și nu-ți va plăcea. Dar ce se întâmplă cu timpul tău rămas după ce termini orele de școală? Îl petreci doar jucându-te, doar învățând, doar ieșind în parc și așa mai departe? Răspunde în gând dacă faci sau nu tot timpul același lucru. Hai să ne uităm mai bine la această porțiune din timpul tău. Iar acesta poate fi timpul liber, de relaxare, fie că se petrece acasă sau la joacă, și timpul de lucru, de efort, pentru acasă sau pentru la școală. Ia o foaie de hârtie, fie ea mare sau mai mică, și cere ajutorul unui adult să-ți deseneze un cerc în mijlocul ei, să marcheze cele 12 cerculețe ca în imagine și să delimiteze linia orei 8 și cea a orei 12. Pentru fiecare cerculeț, notează orele după amiezii, începând cu ora 12, până la ora 20, adică 8 seara, și trasează linii ca în imagine pentru fiecare oră. Colorează fiecare felie din tortul timpului tău și decide ce tip de activitate vrei să desfășori. Fie una din categoria celor de relaxare, notează cu R, cum ar fi să mergi cu bicicleta, să te joci afară, sau una din categoria celor de efort, pe care o poți nota cu E, precum să-ți faci temele sau să înveți poezia pentru mâine. După ce ai decis și cel mai bine este să decizi împreună cu un adult cum să-ți organizezi timpul acesta, îți rămâne sarcina de a decupa partea colorată a cercului tău. Cu forma obținută vei suprapune două felii de timp și lipi marginile, astfel încât să obții un con ce îl poți agăța dacă îi pui în vârf și o ață. Acest con îți va arăta ce activități ai ales să faci pentru diferite intervale de timp. Conul tău poate avea diferite modele, dar secretul este să alternezi feliile de timp, adică timpul de relaxare cu cel de efort, pentru că este foarte dificil și nu prea eficient să avem tot timpul același tip de activitate.